Nu răspund atunci când sunt strigați sau când li se cere ceva, nu-și privesc părinții în ochi și se comportă de parcă ar fi mereu singuri. Sunt principalele caracteristici ale copiilor cu autism, o tulburare gravă care poate afecta pe oricine. În România sunt peste 30.000 de copii care au tulburare de spectru autist, iar cauzele nu sunt cunoscute. Din păcate, de multe ori diagnosticarea se face târziu, iar asta duce la îngreunarea recuperării. În plus, statul nu se implică prea mult și asigură doar o mică parte din costurile tratamentului. Unul din 68 de copii este diagnosticat cu autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România arată o creștere continuă a numărului acestora. Incidența este mai mare în rândul fetelor. Autismul este unul dintre cele mai frecvente diagnostice puse la copii. Putem vorbi despre un diagnostic chiar mai mare decât la copii cu diabet, cancer sau sindrom Down. Până acum nu au fost identificate cauzele tulburării, dar pot fi recunoscute simptomele. Singurul mod prin care medicul poate pune diagnosticul de autism este prin analizarea comportamentului. De aceea, implicarea părintelui este esențială, pentru că el poate observa primul dacă este ceva anormal în dezvoltarea celui mic. Părinții care vin la evaluare cu un copil de 2 ani, spre exemplu, spun deseori că am crezut că al meu este mai răsfățat, am crezut că își aude numele, dar nu vrea el să răspundă la nume. Am crezut că, spre exemplu, plânsul și tăvălitul pe jos fac parte din acel tantrum despre care vă vorbeam. Intervenția timpurie duce la obținerea unor rezultate optime pentru copiii cu autism. Asta se face prin aplicarea screening-ului, o serie de întrebări puse de medicul de familie. Dacă diagnosticul de tulburare a spectrului autist este confirmat, părintele va fi îndrumat către un psiholog pentru a începe recuperarea. Terapia ABA este una dintre tehnicile folosite în tratament. Astfel, copiii cu autism pot fi recuperați pentru a înțelege în anumite limite lumea în care trăim. Spre exemplu, dacă unui copil cu dezvoltare neurotipică îi prezint o gamă de culori și am două zile la rând și am pretenția ca a treia zi să mi le știe, copilului cu autism îi predau mai întâi culoarea albastru până reușește să mi-o învețe. În 3-5 zile, ulterior îi introduc o altă culoare. Însă părinților le este greu să accepte că au un copil cu autism sau neagă diagnosticul. Astfel de situații duc la întârzierea recuperării. Slaba informare, lipsa specialiștilor sau prejudecățile duc la întârzierea diagnosticării și implicit la întârzierea intervenției terapeutice, uneori chiar și la lipsa ei din cauza fondurilor. Și asta deoarece costul terapiei pentru un copil cu autism se ridică la peste 4.000 de lei lunar. Bani suportați în mare parte de părinți. Singurele care le sar în ajutor sunt asociațiile non-guvernamentale. Statul decontează doar 3 ore de terapie, în condițiile în care un copil care suferă de o astfel de afecțiune are nevoie de mult mai mult. Un minim pentru un copil cu autism putem vorbi de 2 ore. Dar este un minim. În funcție de diagnostic, programele de terapie sunt de la 2 la 8 ore intense pe zi, fără vacanțe, fără sâmbătă, fără duminică. Recuperarea diferă în funcție de gradul de afectare, de la 1 la 5 ani până la intervenții care se întind pe toată durata vieții. La nivel mondial, 70 de milioane de persoane au autism.